Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane cercetate pentru efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive fără a deține autorizație liberată în condițiile legii. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că pe parcursul acestui an, în mod repetat, acesta ar fi deținut, manipulat și comercializat diferite cantități de substanțe psihoactive către consumatori din județele Hunedoara și Cluj. A fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința persoanei în cauză, situată în municipiul Turda, fiind descoperite și ridicate aproximativ 50 de grame de substanță psihoactivă, porționată și ambalată în mai multe plicuri, un cântar electronic și obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă. La data de 16 iunie, procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Hunedoara, au dispus reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore. În cursul zilei de 17 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Se arată în comunicatul emis de DIICOT. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, acțiunea beneficiind de sprijinul jandarmilor hunedoreni.